Ziua meserilor este organizată în România pe 11 martie. La această dată se promovează învățământul profesional și tehnic. În județul Mehedinți, această ocazie a fost marcată prin diverse activități cu elevii pentru ca aceștia să cunoască ce înseamnă meserie. Ziua Națională a Meseriilor are rădăcini istorice în țara noastră. Profesorii și elevii sărbătoresc această zi pentru că prin această ocazie se promovează învățământul profesional și tehnic. Școlile profesionale dezvoltă elevilor abilități practice de care chiar este nevoie. Ziua Națională a Meseriilor este organizată în România pe 11 martie, prin legea 66 din 2019. Se organizează diferite evenimente cu caracter pentru, de promovarea învățământului liceal tehnic, profesional și învățământul profesional dual. Trebuie, nu trebuie să uităm faptul că în 1884, 64, Alexandru Ioncuza promulga legea prin care se instituia învățământul profesional în România. Deci până la urma urmei această tradiție are rădăcini istorice. În, în prezent există 1195 de instituții de învățământ care sunt taxate pe învățământul liceal tehnic, învățământul profesional și învățământul profesional dual. Această zi a fost sărbătorită în școlile din Mehedinți. În cadrul ședinței cu directorii am fost informați de către inspectorii noștri, respectiv doamna inspector de la învățământul tehnic, doamna inspector general Dana Trancotă și ceilalți inspectori de sector că pe 11 martie se va sărbători, se va marca Ziua Națională a Meseriilor. Noi, ca și școală generală, ne-am informat elevii de clasa 8 care urmează să meargă către un liceu sau către o școală profesională sau către un învățământ dual. Iar aceștia, împreună cu profesorii diriginți, vor merge la diverse licee care organizează tot felul de activități aceste activități sunt realizate pentru ca elevii să poată să îmbrățișeze o meserie, meserie care este de viitor și le va asigura o viață mai ușoară și o pregătire necesară. Suntem în laboratorul de ospătar bucătar al Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din Șimian și astăzi, în 11 martie, Ziua Națională a Meseriilor, am organizat cu elevii de la clasele de ospătari. Menționez că avem câte o clasă de ospătari pe fiecare nivel, calificarea fiind ospătar kelner vânzător în unități de alimentație. Un, am organizat un tur virtual al Hotelului Elit din Drobeta Turnu Severin, în cadrul unui parteneriat pe care l-am încheiat cu Hotelul Elit. Parteneriat care se numește Azi la gimnaziu, mâine la liceu, și pe care sperăm să-l continuăm și în anii următori. Ar fi bine ca tinerii să privească spre învățământul profesional, fiindcă pe piața muncii sunt foarte căutate meseriile. Mecanic auto, sudor, croitor, bucătar sau cosmetician sunt doar câteva dintre meseriile care în ultimii ani sunt din ce în ce mai căutate.